David Popovici a primit în Japonia titlul de cel mai bun notător al anului 2022 din partea Federației Internaționale. O încoronare care a venit chiar înainte cu o zi ca David să-și înceapă aventura la campionatele mondiale care se desfășoară la Fukuoka. Popovici este al doilea, francezul Grusse este primul. Hai David, ultima lungimea. David Popovici este campion mondial! David Popovici a primit la Fukuoka premiul de cel mai bun notător al anului 2022 de la Federația Internațională. O distinție care încununează performanțele excepționale ale campionului nostru. Pentru premiul acordat de World Aquatics au votat foștii notători, oficiali, sportivi de top și jurnaliști. Nominalizații au fost David Popovici, francezul Leon Marcan, maghiarul Christoph Milak și italianul Thomas Cecon. În 2021, premiul a fost câștigat de Caleb Dressel. David Popovici a reușit anul trecut să câștige două titluri mondiale în probele de 100 și 200 de metri liber și să repete victoriile la campionatele europene. David a reușit și să stabilească un nou record mondial în proba Regina a notului, cea de 100 de metri liber, oprind la 46 de secunde și 86 de sutimi cronometrul la Roma în cadrul europenelor. În plus, David Popovici a cucerit și 4 medalii mondiale la juniori, 3 de aur și una de argint, și 5 europene, 4 de aur și una de argint. David Popovici concurează la campionatele mondiale din Japonia în probele de 100 și 200 de metri liber.